Bună ziua! Bună ziua! Cum vă simțiți azi? Bine! Bine, ca de obicei. Spuneți-mi, vă rog, din ce domeniu dumneavoastră veniți la noi și care a fost scopul sau drumul către Double Case? Ce v-a adus aici? Eu sunt contabil de profesie și am marcat îndeoseb că o colegă de mea tot vorbea de ETF-uri, de numai și tot de genul dat și eu am zis că stai că eu aici nu știu. Stai că eu nu pot comunica în acest limbaj. Și am văzut o postare pe Facebook, tot era ceva de genul grafice și zic de să aplic. Dar habar nu aveam de fapt unde vin. Dar am înțeles că vreau să cunosc mai mult decât știu acum. Exact, da. Mm-hmm. Măcar să știu cu ce se mănâncă asta. Nu toți vor face față. Bun, și cele lecții teoretice, patru care le avem, teorie, eu zic că toată lumea ar trebui să le înțeleagă și mai mult, obligatoriu, toată lumea ar trebui să cunoască lucrurile astea. Eu cred că pentru o viață sănătoasă trebuie să știi ce înseamnă, da? Să bei 2 litri de apă și toate chestiile celelalte și trebuie să știi ce înseamnă rate de referință, cel puțin. Exact. Și cum să învârtezi banii în circuitul ăsta, în sistem. Exact. Chiar la este 4 ore deja am luat plus valoare. Uh-huh. Și chiar dacă fiecare vine și le trece, cu siguranță că e o bif acolo la dezvoltarea mea personală. De ce ați decis totuși să mergeți mai departe la lecții practice? Sau inițial ați venit cu gândul ăsta de a faci tot cursul ce ține de investiții? Nu, deloc nici nu știam cât durează cursul mai departe. M-am dus la prima lecție că va fi un curs practic. Uh-huh. Nu m-am gândit, dar interesul este. Și mi-a plăcut și de asta am decis să merg, chiar la individual am mers. Adică uh-huh. Chiar sunt destul de curioasă și am și acum curiozitatea asta în continuare. Încă nu sunt, nu știu, sigur că nu știu tot, că de fapt omul toată viața învață, dar încă sunt tare curioasă. Așa, referitor la lecțiile individuale, de ce ați optat pentru individual și nu pentru lecțiile de grup? Chiar am calculat diferența dintre individuale și grup și am zis că nu e atât de mult este individual în raport cu astea de grup. Și ca preț. Ca preț. Mm-hmm. În primul rând ca preț. Am pus raport preț și apoi dacă am zis că dacă mi ofer mie la așa preț, doar mie ora asta, deci să aleg în grup la 9 persoane, hai că mi-e rentabil personal, așa am calculat eu. Beneficiile față de diferența de preț erau mai mari. Da, da, era mult mai mare, exact. Nici înseamnă dacă ești contabil, știi, să calculezi bine beneficiile. De multe ori tata spunea că nu suntem atât de bogați să cumpărăm lucruri ieftine. Exact. Deci mai bine îl plătim pentru un lucru calitativ și atunci avem, ne aduce într-adevăr valoare decât hai să văd. Deci probabil în grup tot pot să fie anumite plusuri. Poate... Comunicare. Exact. Dar... Noastră nu ați avut atât nicio lecție de grup. Doar la primele 4 care au fost. Uh-huh. A fost ok. Da, să mai discute, mai au întrebare. Dar chiar am luat calculul ăsta economic pe urmă. Da, calcul. Am înțeles și asta a fost, da? Vreau da. Să primesc eu toată informația. Cum a fost prin lecții de practică? Dacă nu știați nimic, ați primit ajutor? S-a mai pus că cu degetul s-a arătat unde trebuie făcut? Nu, cu degetul nu mi s-a pus. Mi s-a spus da. Cum să fac ca să memorez mai bine. Aha. E o metodă care funcționează. Nu vine consultantul și pune mâna pe mâna ta, dar îți arată cum ca să ții minte. O aplic și eu cu colegii mei care uh-huh. Îi îndrum la fel să facă, pentru că atunci memorizez. Dar chiar din primele lecții foarte multe am luat. Eu chiar multe nu cunoșteam. Uh-huh. Cum îți ziceți? Rușine. La ce etapă sunteți? Hei, e rușine. Toată viața. Încă modest, mai am multe de învățat. Am senzația că trebuie și să simți aici. Pe lângă cunoștință trebuie să mai ai și intuiția un pic. Mm-hmm. Dar și mai multe cunoștințe, deja cred că dacă urmăream anumite pagini, acum cu siguranță voi urmări și alte pagini, deja legate de calendarul economic. Mm-hmm. Nu-mi prea plăcea să fac cunoștință cu știrile, dar deja, da, probabil regimul meu va începe altfel dimineața deja, că tot deschid calculatorul și mă uit. Trebuie dimineața și prima ce faceți, să uitați. Nu chiar primul lucru, dar hai să zic, e printre primele pagini deschise să văd ce se întâmplă acolo. Așa, când suntem pe contrial, bine, ne sunteți acum încă în una țară și sunteți pe un cont da. Demonstrativ, demo, dar pe reală, prima ce facem de obicei, asta e, trebuie dimineața, ok, și apare ideea, aha, am tranzacții active, dar să văd ce s-a întâmplat acolo și prima ce faci, deschizi platforma și graficul, nu știu, după asta spate, de ridicat de pat, de spalat ochii și mai departe, de obicei asta fac toți. Mă aștept la asta. Pentru că, bine, e vorba despre bani, ca orice domeniu. La nivelul dumneavoastră chiar la veți acum, cum, să zic,
cum înțelegi domeniul ca fiind unul riscant, bine, și în comparație cu altele, când toate domeniile este risc, dar oricum se înțelege că este vorba despre bani și este vorba de gestionarea unui mecanism, depinde mult de noi cum gestionăm riscul în domeniul ăsta, cu ce ați înțeles până acum. Este un domeniu riscant sau nu? Cred că toate domeniile sunt riscante, doar că aici se riscă doar cu bani. Așa, nu știu dacă doar cu banii redă ceea ce am zis, pentru că sunt multe alte profesii care implică mai mult decât bani. Riscurile pot fi echivalate, să zic eu, care nu pot fi echivalate cu bani, hai să zic așa. De acord, orice se poate compara cu bani deja este ieftin. Și că dacă poți rezolva o problemă cu bani e doar cheltuială. Da. De așa că dacă o privim așa, dar probabil fiecare profesie are riscurile sale. Dar precis am înțeles că trebuie să, din punct de vedere psihologic, să fii pregătit, să te antrenezi. Probabil voi citi câteva cărți. Așa. Pentru dezvoltare personală, cu siguranță. N-ați făcut asta până acum? Ba da, eu am mai citit câteva, dar aveți mai e nevoie. Da. Primul rând, în prima jumătate de an, zic că nu recomand vreo carte specială din domeniu, pentru că aici e vorba de gestionarea pur și simplu a emoțiilor, adică nu e vorba de analiză de tehnică, de strategii, de ceva legat de domeniu concret, dar recomand, dacă omul nu a citit cărți elementare de educație financiară și de educație, dezvoltare personală, atunci începem cu astea. Cu Cel mai bogat om din Babilon, cu Călugurul Cașovă de Ferrari, da, clasic, Robert Kiyosaki, care le avem aici, Dale Carnegie, la fel. Deci e vorba de pur și simplu de dezvoltare personală, într-adevăr, de faptul că mintea noastră are unele bariere care noi trebuie să le conștientizăm, unele limitări ale noastre și anume despre relația cu banii, asta trebuie de învățat, pentru că sunt multe persoane care încep a tranzacționa și nu au relații cu banii care ar trebui să o aibă. Adică se gândesc, da, parcă e interesant domeniul ăsta, poate într-adevăr îți poate făcut bani, dar lor singur că nu le vine a crede, că într-adevăr ei merită bani sau ar putea să aibă așa o cantitate de bani. Cu siguranță, da, se poate, dar cine știe dacă mie să-mi strumească sau într-adevăr, poate este precis, este ceva aici care nu se spune până la capăt sau este ceva riscant. De ce? Pentru că nu se mâncește anume acolo, în interior, la schimbarea de cinele. Asta dă-ți că Moldova îndeosebe, vehiculează, iată, anume știrile astea și nu spune cineva până la capăt. Ceva cum este ascuns în spate. Legat de orice sau de domeniul ăsta? Anume de fiind în domeniul financiar, da. Parcă ar trebui să fie acolo ceva care nu e foarte bine. Nu poate să fie bine până la final. Dar eu am zis să încerc să fac cunoștință personală. N-am căutat, să zic eu, alte companii de genul, da, dacă sunt, că chiar am vrut să știu eu, din prima sursă, ca să... Să-mi fac o imaginație sigură și să-mi fac eu impresie de merit. Eu vreau să întreb, ce anume Double Case ați ales pentru a face cursul? A fost prima pe Facebook. Așa, deci a venit singură informația. Dar după asta m-am uitat deja la interviuri din partea altor persoane pe care le cunosc, hai să zic eu, câțiva cunoscuți am văzut. Așa, că au fost anul la cursuri. Da, 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 dar îi cunosc personal, adică, dar... Tot una, până nu încerci și nu-ți faci părere proprie. Exact. Nu poți să lași influența. Am înțeles. Ok. Cum vedeți dumneavoastră domeniul ăsta, cum se leagă domeniul dat cu scopurile personale? Sau credeți că... Deja se leagă. Deja se leagă, da? Deja se leagă. Posibilitățile domeniului cu scopurile dumneavoastră personale. Pot să vă ajute posibilitățile acestui domeniu? Eu cred că da. Eu sper că da. Eu vreau să mă ajute. Sper să ajung la vreau să mă ajute și să mă ajute deja. De asta depinde doar de... Da, de mine, de fapt. Da, de fiecare în parte. Cui ați recomanda cursul practic de tranzacționare? Vorbesc concret de studierea bursii, a domeniului tranzacționare și a... Copilul meu precis că am zis că l-aduc la curs când e mai mare. La ce vârstă ar putea învăța? Iată, dumneavoastră, la ce vârstă are copilul? 11. 11. Cum credeți? Când ar fi pregătit să cunoască domeniul ăsta? Poate pe la 18, dar i-aș mai da câteva cărți până atunci. Cred că fiecare om ar trebui să știe ce înseamnă rate de referință, să știe ce presupune un credit bancar, să știe riscurile.
nu poți trăiești așa, fără abstract, abstract și... fără să cunoști, să comentezi acolo când îți fac bani, dacă nu știi. Da. Mai întâi inițiază și după aia comentează, mm-hmm, sau îți faci o închipuire. Dar cred că ar trebui, în general, noi în Moldova să fim educați în mai multe domenii. Educația financiară, în general, aș implementa în școală. Da, să fii specialiști care să o predea. A, foarte bine, se implementează. Eu am rămas foarte entuziasmată când am văzut în clasa 5-a la copilul meu carte de, cum se numea, educație economică și antreprenorială. Și zic, wow, ce super! Și prima ce am făcut, am început să răsfăiesc cartea. Și într-adevăr, materialul este foarte bun în carte, dar persoana care a predat era profesorul de matematică, care avea 70 și ceva de ani și deci... deloc nu reda ceea ce era în carte, făceau lecția asta, dar mai mult făceau suplimentar matematică decât educația economică și antreprenorială. Adică materialul este, încă trebuie să avem specialiști care să-l predea, dar inițiativa este și asta este bucur. Asta bucură, înseamnă că deja mergem pe drumul cel bun. Ați putea în timp să pregătiți mentor pentru ei? Da! În colaborare, pe bune, nu cred că... Dacă nu, nu punem toți mâna la mână. Da, dar noi suntem pregătiți, adică cel puțin lucrăm și cu universitățile și mai facem cursuri unde, da, unde suntem invitați, de ce nu, întotdeauna suntem pentru ca să ducem asta, da, un curs concret către, aici depinde, cred că și cu Ministerul Învățământului ar trebui să colaborăm ca da, să introducem la școală. Pentru că de acolo vine ca tare totul, de la, da, de la grădinițe, de la școală, cum spuneți, da, copiii trebuie să fie pregătiți. Ei, dar noi ca părinți până atunci putem să-i pregătim acasă până când o să fie și sistemul de învățământ pregătit să introducă asemenea studii. Dar fără asta nici cum, deci nu o să putem să avem dezvoltare mai departe. Ceea ce spuneați dumneavoastră, că cred că noi în Moldova în general nu suntem, sau oamenii au oarecare doză de nesiguranță, pentru că precis ceva nu este acolo, nu știu până la urmă sau precis este ceva riscant. Cred că anume din asta și vine, că nu cunoaștem până la urmă, nu cunoaștem multe despre domeniul și despre domeniul financiar. Despre ceea ce noi nu cunoaștem, automat ne pune barieră că posibil că e periculos. Și nu știu de ce avem capacitatea, trăsătura asta nu prea bună de a crede și de a înfrumuseța. Unul a zis că știam la creditul și am dat atâta. Uh-huh. Și apoi am dat atâta. Și de aici până aici informația se înflorește și se mulțește. Și la final ajunge și toți comentează că, uite, ăla așa a făcut și așa i s-a întâmplat. Dar nimeni nu știe în esență, de fapt, cum a fost. Uh-huh. Și dacă nu am comentat ceea ce nu știm sau nu am duce în continuare gândul altora ceea ce nu știm, ar fi ok totuși să duci informația atunci când ești sigur 100%. Informează-ți după asta. Spune. Uh-huh. Și testează. Exact. Deci mesajul dumneavoastră către persoanele, deci asta vreau să întreb, și cui ați recomanda anume tranzacționarea? De copilul, am înțeles. Tuturor. De restul. Tuturor care se regăsesc. Da, vină și fac 4 lecții, dacă te regăsești, ok. Deci 4 lecții sunt ca tare un mare bonus din partea companiei voastre pentru fiecare. Ele sunt gratuite. Da. Primele 4. Adică nu plătești, dar îți acorzi ție o oră jumătate pe zi. Da. Investiții. Adică decizi tu ce faci în timpul ăsta, dar o oră jumătate pe zi, în 4 zile, pentru tine, e minunat. După asta vezi dacă te regăsești. Da. Eu vă mulțumesc mult. Eu vă mulțumesc. Cu drag. Vă doresc să vă regăsiți și să aranjați toate la loc, la locul lor, pentru că primiți acum un volum mare de cunoștințe care sunt da, noi. Da. Și așa e un haos ca la magazin când te duci și ei, aha, când mergi într-un market mare, dacă nu te duci cu lista și nu știi exact ce vrei, de obicei cumperi și una, și alta, două, trei, a zecea și când ești de acolo cu un cărucior plin, știi, când ești, ajunge acasă și le pui fiecare. Lași pe masă ceea ce trebuie acum, pui în dulap ceea ce îți folosești poate peste câteva luni și în frigider ceea ce se alterează. Așa și dumneavoastră, acum ați primit multe cunoștințe. Le primiți încă. Da. Și să rămână ceva ceea ce îți folosești imediat, o să fie cunoștințe care o să le folosești mai târziu, o să ajungeți la ele, aha, stai că era și așa indicator, ia să văd cum funcționează sau să-l pun, dar vreau să văd ceva suplimentar, adică o să fie chestii care o să le folosiți mai târziu, ceva care folosiți acum și vă doresc să vă formați strategie aceea simplă care vă reprezintă și să vă apucați de treabă și să scoateți și profit, nu doar ceea ce ați investit până acum timp și bani în dezvoltarea dumneavoastră, dar să scoateți și profit din domeniul ăsta, pentru că da, deja ați înțeles că se poate. Da, eu vă mulțumesc tare mult și mulțumesc că
companiei voastre și deoseb de, să zic eu, mentorului sau profesorului. Nu știu ce are băiatul ăsta, dar cu mare drag la orele astea. Am vrut să, ok, nu băiatul ăsta, să profesorul e, predă de fiecare dată. Totuși, vii profesor de la, trebuie să ai și la Dumnezeu harul ăsta, are harul ăsta, probabil i-ați ales mentorii totodată cu darul ăsta de a preda. Da, cu siguranță, pentru că ca trader, da, noi avem sute, mii de trader care finisează și tranzacționează pentru ei. Rămân aici să dea mai departe cei care, într-adevăr, au dorința și au și harul ăsta de a da mai departe. Exact, eu anume vreau să zic care darul ăsta de a transmite mai departe.